Bună dimineața, lume! Uite că astăzi frumos tare afară și ce am zis să vin așa la un control de rutină la pădure și mai precis la Solca. Între Solca și Clit. E o pădure care mie îmi place foarte mult locul și vin mai mereu aici pentru că aici se găsește și pădurea asta rezervă foarte, foarte, foarte multe surprize. E frumos, de altfel. Și ce am zis? Haideți să vin și astăzi. Okay. N-am mai venit de vreun an pe aici. Cel puțin de... Da, de am trecut de prin iulie, că după aia am mers tot în alte locații și am căutat ghebele. A zis că, uite, după un an să vin aici să văd ce surprize voi găsi astăzi. Așa că te invit și pe tine să vii cu mine în aventură. Uite, pădurea este acolo și nu uita să apeși butonelul ăla de like și abonează-te pentru că este gratis și pe mine mă ajută ca algoritmul YouTube să-mi ridice clipul în pagină și să fie vizionat de cât mai multă lume. Așa că nu uita să te abonezi, nu uita să apeși butonul de like, lasă un comentariu, distribuie să vadă și prietenii tăi și haideți cu mine în aventură să vedem ce o găsi astăzi. Uite pădurea, haideți la cules, că siguranță și cu siguranță găsim și astăzi ceea ce trebuie. Să știți că pădurea este super frumoasă aici. Dacă vă uitați în clipurile de anul trecut, tot cam pe timpul ăsta, aici colegeam rib frumos, frumos tare și chiar aici la intrare am găsit rib mulți. Sper să am surprize plăcute și anul ăsta să fie ieșit, că condiții aici au, văd că apă este, căldura a fost. Ceva trebuie să fie, cu siguranță. Văd așa urme că a fi căutat. A fost lume, e normal să vină. Pentru că sunt locuri cunoscute și vin foarte multă lume aici, vin mulți oameni la cules. Deci, pe aici, na, e zona lor, teritoriul lor. Normal, nu? Da, hai să fiu atent și să vă arăt ce surprize găsim aici. Așa că hai cu mine în aventură. Cred că v-am trezit interesul, nu? După peisaj și să vedeți cum arată pădurea în splendoarea ei aici, în zona asta. Haideți cu mine! Haideți să facem o plimbare astăzi, să ne încărcăm bateriile și să admirăm locurile astea frumoase. Și oricum trebuia să vin, că nu am mai fost de anul trecut. Aici am găsit ribii aia frumoși de pădure. Dacă vă uitați pe clipurile de anul trecut, cu siguranță să vedeți cât rib am cules de aici, frumoși și sănătoși. Cred că anul trecut erau, anul ăsta, nu știu, să vedem, poate, poate, cine știe. Că nu ai cum, dacă nu vii măcar o dată în control și nu vii să te convingi tu că au ieșit, că n-au ieșit, n-ai cum altfel. Pentru că nu-ți va spune nimeni, da, s-au făcut, nu s-au făcut, vezi că sună, toată lumea vine cu vegetația din gură, asta e. Nu poți nici judeca omul, nici nu poți să fii supărat pe el, nu spune, nu spune, asta e. Dar uite că tu vii, controlezi, îți dai seama dacă ies sau nu ies. Și după aia revii când crezi că e momentul. Dar na, trebuie de insistat și trebuie de căutat. Prima dată trebuie să vii, să controlezi, să vezi cum e situația în teren. Da, aici am cules bine și frumos. Însă urmăriți clipurile de anul trecut și o să vedeți că trebuie am cules. Că după aia am început cu pinticii, cu ghebele la Gura Humorului, la Mănăstirea Humorului. Chiar o să mă duc și pe acolo zilele astea, să văd și acolo cum e situația,
au apărut acolo, știu că sunt și hribi, cel puțin anul trecut, acum 2 ani acolo a fost tot așa invazie de hribi. Să vedem și acolo ce-o fi. N-ai? Chiar dacă nu găsesc nimic, măcar îmi încarc bateriile, îmi curăț plămânii cu aer curat și asta contează cel mai mult. Mai bine de atât nici că se poate. Da, haideți cu mine în aventură și urmăriți și dumneavoastră clipul ăsta, dacă stați până la capăt, să vedeți măcar peisajele astea frumoase de aici, să vedeți cum se prezintă pădurea și cât de frumoasă e pădurea în această zonă. V-am spus, sunt undeva între Clit și Solca. E frumoasă rău pădurea, ce mereu vin aici, e ușor de venit și ușor de cules ciupercile în pădurea asta, pentru că e ca un platou întins. Și se fac ciupercile aici, mereu am găsit, v-am spus, dacă o să fiți atenți și o să urmăriți clipurile de anul trecut, o să vedeți și acum 2 ani tot aici am cules, o să vedeți în clipul și o să vă dați seama că se merită de venit aici. Da, hai să mai controlăm, să vedem care-i treaba și revin să vă arăt și dumneavoastră ce o-i găsi, ce surprize am și vă mai arăt din peisajele astea frumoase. Și uite și o pâinică frumoasă. Uite ce sănătoasă și frumos creștea ea. Pâinicele. Pâinicele de pâinicele. Da. Hai să căutăm, că sigur mai găsim câteva pâinicele din astea sănătoase. Nu? Aici suntem într-o pădure mai tânără și deasă. Și la fel de frumoasă, la umbră și roculoasă. Să vedem ce ascunde aici. Uite-o cât e de frumoasă. Astea frumoase tare. Frumoase și sănătoase astea. Pâinicelele astea. Astea sunt chiar frumoase. Uite-o cât e de tare și frumoase. Am intrat așa și pe partea asta cu pădurea asta de brad. Era o righiță de mâncată de mine, ce-am lăsat, o să mănânce în continuare, că da, e și pentru ele, pentru animaluțele pădurii. Da, aici ar trebui să fie rib de asta de brad, de spin, dar uite că încă nu. Da, și un cuc trecut. Bă, umezeală și condiții au. Cu siguranță o să se facă și aici și cândva. Când se vor face, cred că vor fi invazie. Da. Uite, am cuc aici. Nu, este o amanită de aia, nu comestibilă. Aici o lughiță. Aici colo câte una, dar nu se șite așa ca să zici că ar fi
Multe, multe. Aici avem un izvor unde putem bea apă rece și bună, curată. Da, să avem un pic de apă. Apă curată. Să nu pase rece. Asta e apă sănătoasă. Nu cea îmbuteliată la market, stată în soare, în cutie de plastic. Și la prețuri de prețuri. Până și apa la robinet s-a scumpit metru cub. L-a făcut parcă l-a duce din Sahara. Dar asta e. Mamă, ce rece ești, ce bună! Simți că te învigorează, te hidratează. Da, haideți și dumneavoastră să vă luați apă pentru acasă, că v-am spus că e bună. Da. Hai să mai căutăm în zona asta să vedem ce o mai găsim. Umezeala este condiții buniau. Numai că întârzie se apară. Sezonul lor deja e întârziat. Da. O cauză o fi, nu știm care e. Asta e, Dumnezeu le rânduiește și Dumnezeu le așează așa cum crede El. Noi doar le primim cu mare drag și ne bucurăm de ceea ce ne oferă. Da, hai să mergem, hai să continuăm, să vedem ce o mai găsim. Opa, așa! Da, e destul de umed, că uite că patinez. Aici era o lughiță trecută. Crește așa frumos lângă izvor. Și aici pare că ar fi alta. Nu sunt doar frunze. Da, hai să vedem ce o mai găsi. Și să ne bucurăm în continuare de peisajul ăsta frumos și de pădurea asta frumoasă aici. Uite, aici a fost o vijilie urâtă ca rup copacii din picioare. De la ce distanță i-a luat și a rupt. A fost vântoasă dacă a fost. Opa, așa! Mi-a culcat. Se mai întâmplă și fenomene ciudate în pădure. Nu?
Da, hai să vedem în locul ăsta, poate găsim ceva, să vedem ce surprize vom avea. Și se pare că aici am găsit două pânicele frumoase. Uite-le. Sănătoase. Și să mă uit aici în zonă, că trebuie să mai fie, cu siguranță. O, asta deja e mâncată. Cât de puține sunt, dar le mănâncă și animăluțele. Asta e bună. Dar le-alante sunt mâncate. Mai sunt ceva ieșitice, dar sunt mici. Și hai să iau așa, contra toate. Aici, da, se pare că am găsit locul lor. Bă, câte una, câte una se arată. Și uite, astea chiar sănătoase sunt. Uite ce frumoase sunt astea. Opa, așa, frumos! Asta, da. Asta, da, frumos. Nu am mai încolo. Uite aici două hulughițe de aia, vinețele strecute. Una frumoasă aici, mâncată și asta de mirceșori. Și aici de aia tinerei. De aia tinerei frumos. Se poate! Hai că se poate, că încetul cu încetul ne apropiem de locul lor. Numai că n-a. Așa trebuie căuta bine. Aici, mâncate de mirceșori. Lăsăm să mănânce și ei. Și uite aici alta. Sănătoasă și frumoasă. Uite ce am trecut pe lângă el, dar nu l-am văzut. Uite ce frumoasă e. De ce se fac de astea așa sănătoase? Hai să vedem în zona asta ce o mai găsi. Că sunt cu siguranță. Și vă arăt și vouă. Uite așa încolo, trebuie să fie imposibil să nu dăm de ei. O pâiniță frumoasă aici am găsit. Câte una, două așa la un perimetru mai mare. Acum încep să se facă, a fost ploi, acum cred că se va încălzi și cu siguranță le găsim. Trebuie să fii foarte, foarte atent. Că crezi că s-a prin iarbă, uite ce frumoasă e și asta aici. Nu? Și hai să fim atenți pe aici, că trebuie să mai fie. Câte una, câte două, v-am spus așa. Ok, e bine. Oricum e neașteptat de bine. Pentru că dacă la intrare vezi că nu sunt și nu ai nicio speranță, după aia încetul, încetul, încep să dai de locul lor și câte una, câte una, câte una le culezi. Dar aici sunt frumoase, sănătoase. Nu-s vermănoase și-s hidratate așa cum trebuie. Ia uite-le. Da, hai să vedem ce o mai găsi. Uite aici așa prin iarba asta cresc ele. Le păiește în iarba. Aici au și căldură mai mare, umiditate au. Și au și căldură mai mare decât deja. Se și usucă și se fac prin iarba asta,
bat soarele, le-au călduros, aici se fac. Da. Nu, hai să vedem ce o mai găsi. Aici unul frumușel. Da, pare că unul câte unul așa, răzleți. Bine, e cules, se vede că e cules aici. Mai fost un dobitoc și-o bău Coca-Cola, o tărit-o până aici, o fost, dar o aruncat-o aici. Mare dobitoc. Uite, asta moștenire la sel, la copii, la nepoți, nepoța asta de la sel. Atât o știu dobitocul asta face. O golit-o și-o aruncat. Sete, o prins bine, da. Ce se face? Nu poți ruca lumea, n-ai cum. Poate trebuie să o pui înapoi în căldare și s-o duc la... Acum și returnabile astea, mi se pare. Da, hai să văd pe aici ce o mai găsi și o arăt și vouă. Că e frumoasă tare pădurea așa aici. E alternată pădurea, alternativă așa cu blat, cu stejari. Uite ce suntem la stejari. Mai cu fac, cu carpen, da, la fiecare se fac. Și de-aia te cauți pe fiecare să vezi ce găsești și cum găsești. Da, hai să vedem ce o mai fi. Uite, astea le-am cules de pe bucățica aia de acolo. Am luat așa ce mai sănătoase, ce se poate consuma. Și restul le-am lăsat să fie de mâncare și pentru legioanele pădurii, pentru melcișori, pentru șopârlițe, ce o mai mânca ei. Ce animaluțe mai sunt pe aici și adoră și ele, ciupercile. Lughițele astea sunt foarte gustoase, eu de tigăiță aici așa. Da, o să mai caut și o să văd ce mai găsesc prin zona asta pe aici. Să mai scot la iveală, ce se poate lua, ce lăsăm. Da, oricum e semn că încep să se facă. Și dacă se face, e bine. Hai să mai controlăm. Mă, uite ce frumoasă e pădurea, mă. Deci nu, mă, e poveste, e basm. Prea frumos. Pădure întinsă. Ușor de căutat, de cules. Ce-ți poți dori mai mult de atât? Condiții au tot ce trebuie. Umezeală, ploaie, se vede că ploua bine, bine și aici. Acum nu știu cum o fi temperaturile seara, cât e de rece. Că e seara, se fac mai mult decât ziua. Bine că ieși și ziua, n-ar fi problemă, cresc. Dar seara am înțeles că ies mai bine. Da, super ok. Ce? N-ai, rămâi așa fără, ce se taie respirația. Bine că ai curat, le respiri bine, dar rămâi plăcut, așa, impresionat de peisajul ăsta frumos. Pădurea chiar e frumoasă aici. Na, hai să căutăm, hai să vedem ce am găsit, că trebuie să fie. E imposibil să nu mi se arate ceva. Unul dacă e și pe ăla îl găsesc. Dacă nu e, nu e, dar măcar ne alegem cu plimbarea asta frumoasă prin pădure. Pentru că aici chiar să merită să vii.